fericită. Între timp, jocul mutat în jumătatea ceahlăului cu Sadat Bucari la 25 de metri. Dribling frumos. Bucari șutează. Gol! Sadat Bucari aduce din nou pe Astra în avantaj în minutul 87, ceea ce poate fi un gol de 3 puncte. Bucari era jucătorul care marca pentru 3 puncte și la meciul cu Pandurii. Singura victorie a celor de la Astra din ultimele 10 meciuri oficiale. Ganezul se pare că este din nou decisiv. Un nou gol important reușit de Sadat Bucari, al patrulea pentru el în acest campionat. O fază pe care și-a făcut-o de unul singur, a driblat elegant un adversar, apoi a tras cu sete, l-a și surprins, cred, pe portarul Calancea. Nu cred